Acum ne aflăm în crescătoria maestrului Nicu Bistrigheanu din Urziceni și ne-am gândit să facem o trecere în revistă, cred eu benefică, o prezentare video a celor mai reprezentativi porumbei, zburători și de referință, să zic așa, da, din crescătoria maestrului, pe care să-i prezentăm tuturor vizitatorilor site-ului nostru și poate și în afară, să vadă lumea ce porumbei de fond și maraton există și în România, da? Nu numai în Belgia și în Olanda, de exemplu. Ce avem în față, maestră, acum? Despre ce este vorba? O femelă cu seria 60-40 din 2010. Da. O femelă 75% Robert Venus, care în 2012 a avut locul 2 fondan, iar în 2013 locul 3 fond palmares. În ea este fantast al lui Robert Venus, majestic consanguin de Robert Venus, supercrac consanguin de Robert Venus și renumitul meu recrutor de fond, Drixie. Da, super, super. Un ochi foarte bun, foarte frumos. Ușoară, împachetată. Ușoară, niciodată n-a venit obosită de la concursuri. Super, se și vede. Și foarte calm. Toți porumbeii dumneavoastră, remarcam puțin mai devreme și cu prietenii în care ne aflăm aici alături, toți porumbeii dumneavoastră sunt extraordinar de calmi, nu reacționează în niciun fel atunci când... Vă spun eu de ce, toți care vi-am arătat acum sunt porumbei care au fost în coșurile de zbor, în mașină, luați în mână, sunt porumbei de fond și de maraton, că dacă v-aș da și eu unul tânăr, poate ăla să se zbată. Ăștia sunt hârjiți, trecuți, da. Și pânciuri și pândârmoni. Exact, exact, exact. Super.